În Caransebeș, sute de credincioși s-au adunat azi noapte pe esplanada Catedralei Episcopale pentru a primi Sfânta Lumină, adusă și anul acesta de la Ierusalim. Veniți, le primiți, lumina! Veniți! Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat prima parte a utreniei învierii din Noaptea Sfintelor Paști. Apoi, slujba a continuat în interiorul catedralei. Sfânta liturghie a praznicului învierii Domnului a fost săvârșită astăzi, de dimineață, la Catedrala Episcopală, de Preasfințitul Părinte Lucian, care a rostit un cuvânt de învățătură. După 48 de zile de asceză, de înfrânare, de post, de rugăciune, de pocăință intensă, de smerită cugetare, de curcuș duhovnicesc spre înviere, de foame și sete după Dumnezeu. Ne aflăm la praznicul praznicelor. Ne aflăm la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, învierea lui Hristos, căci El ne-a deschis raiul care a fost închis odată cu izgonirea protopărinților noștri pentru călcarea poruncii, pentru neascultare și pentru mândria cu care au fost ispitiți de diavol. La slujbă au participat autorități centrale și locale, precum și numeroși credincioși.